Am venit la primăria municipiului Brăila și a trebuit să luăm măsuri pentru ridicarea gunoiului din multe locuri, din multe locații. Și am constatat că gunoiul ridicat, așa cum a semnalat și dumneavoastră presa, a reapărut. Și acum îl ridicăm din nou. De ieri am început marea ecologizare în toate cartierele din municipiu cu cele trei societăți. Cel mai important lucru este că după ce noi ridicăm gunoiul, acesta nu trebuie să reapară. Și oamenii de bun simț sunt ferm convins că nu aruncă gunoi, sunt doar câțiva cetățeni care și-au făcut o obișnuință din acest lucru sau poate pentru unii, sper să nu fie cazul, să fie și o reacție de rebeliune. Toate aceste ecologizări le facem pe banii noștri ai tuturor, celor care ne plătim taxe și impozite. Plata societăților de salubrizare care ridică gunoiul de pe domeniul public se face din bani publici, adică din banii noștri ai tuturor. Eu sunt ferm convins că dacă noi am folosit acești bani pentru alte lucruri frumoase în orașul Brăila, nu ar mai fi cazul să avem astfel de discuții atât de dure. Dar noi trebuie la un moment dat să punem piciorul în prag și mi-asum acest lucru pentru a lua toate măsurile care se impun, astfel încât să nu mai avem gunoi pe domeniul public. Am spus, avem deja un filmuleț în care vom prezenta tuturor celor din Brăila primele imagini cu cei care aruncă gunoi pe domeniul public. Îl cară cu roaba, cu căruța, cu mașina, în cele mai inventive locuri sau situații. Cred că este momentul în care noi trebuie să terminăm cu aruncatul gunoiului pe domeniul public. Cu acei bani putem să facem multe alte lucruri. Deci, sunt ferm convins că niciunul dintre cei care înțeleg că ne dorim un oraș curat nu au astfel de, să spunem așa, nu reacție, astfel de atitudine de a arunca gunoi pe domeniul public. Și eu și dumneavoastră și toți brăilenii spunem de cele mai multe ori că vrem să avem un oraș curat, că vrem orașul nostru să fie exemplu. Dar atâta timp cât noi aruncăm gunoi în continuare pe domeniul public, toate acțiunile noastre ale primăriei municipiului Brăila sunt zadarnice. Pur și simplu cheltuim banii de fiecare dată ca să ridicăm gunoiul lunar sau de două ori pe an din aceleași halde de gunoi deja știute de noi toți. Și dumneavoastră, mass media, ne-ați atras atenția de multe ori. Am ridicat gunoiul și după aceea am constatat tot împreună sau separat că gunoiul a reapărut în acele locații. Și atunci avem următoarea întrebare. Ce facem? Acceptăm faptul că străzile municipiului Brăila trebuie să se transforme în halde de gunoi sau punem piciorul în prag? Nu o să fiu cea mai apreciată persoană de către cei care aruncă gunoi, dar eu sunt ferm convins că sunt mult mai mulți brăileni care își doresc un oraș curat.